Doamnelor și domnilor, suntem la petrecerea celor de la trăzniții din NATO, unde este o mare vânzoleală, un mare balamuc, sărbătoresc cele 1000 de episoade care sunt, puteți să treceți chiar prin fața camerei, este petrecerea noastră, petrecerea celor de la Prima TV, dispăreți-vă, așa, o să mergem să-i salutăm pe toți și... Doamnelor și domnilor, eu sunt convins de faptul că dumneavoastră acum aplaudați în fața televizorului. Îl avem alături de noi pe reproducătorul Gri Chiroiu. Bună seara! Aplauze din partea echipei! Și la mine, că și aplauze! După cum prea bine vedeți și dumneavoastră, echipa numai ceai de tei consumă și vin de casă. Este singurul loc care a acceptat să venim cu băutura de acasă. Zi, maestru, ce faci? Cum te simți? Vă mulțumesc pentru acest interviu. Sunt foarte emoționat. De unde sunteți? Deci tuturor celor care s-au uitat la noi, vreau să le transmit serios. Să se mai uite încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată, timp de încă 9 ani. Când o să fim trăzniți la azil, ne pregătim deja. Îți mai aduce aminte de petrecerea de și vreau să le mulțumesc tuturor împreună cu toată echipa, toată echipa, pentru că au fost alături de noi. Vă mulțumim și vouă și lui Puștiu, care ne filmează și participă în direct cu noi și sunt convins că și în reluare. Așadar, Doamne ajută! Hai, mai vrut, dar nu ți-ai ieșit. Hai, la aplauze încă o dată! Bună seara, să ne îndreptăm spatele. Ea, ca și față, să știi că este foarte cunoscută. Dacă ai putea să... Da, ce și faci? Ca spate și Roxana, ce faci, Roxana? Bine, mulțumesc mult. Ești fericită? Foarte fericită. Câte episoade ai? 900, 300, 69? 999. 999. Dar și mai puțin și ajungem la episodul 1000. Ești bine, sănătoasă? Da, mulțumesc. Ce faci la vară? La vară, păi a început pentru mine vara. Și? O să cântăm peste tot, că avem spectacole multe. Muzică? Păi eu și Sofica ne-am făcut o trupă. Tu ești Sofica? Ulele, da, frumoasă, sunt ești foarte... Vai, mulțumesc frumos, știu, știu. Nu, de fapt, și numele tău de... este Lavinia, nu? Stoica, Lavinia Stoica. Da. Da. Ce vei face? Ce? Spune-mi. O să cânt peste tot. Sissy Girls! Sissy Girls! Nu aici. Normal că orice pădure are și uscături. Iată, îl avem pe un mare artist din echipa trăzniților. Spune și atâta farfurie este, frate, că de două ore am venit și de tu de două ore mănânci. Băi, am văzut că nu mânca nimeni și am zis să le mănânc eu, ca să nu rămână. Îți mai depui de candidatură la primărie ceva? Nu, am încercat la președinție, dar trebuia cu mici, cu bere și n-am avut destui bani. Îți-am omoră ficatul. Îți-am omoră ficatul, dar și-am trecut pe cartofi, tată. Câți ani de trăzniți ai? 7. 7? 7, tate. Se vede? Auzi, dar la mine, la Crunică. Se vede? Se vede, se vede, tată. Iartă-mă, Olivia, ți-am spus că ești foarte frumoasă și că ești feblețea mea? Nu mi-ai spus, dar poți să mai zici. Da? Da. Dă mâna, te rog. O rază de stângă. O rază de lumină mi-a învolburat sufletul și starea de spirit pe care o generez a produs ceva Jean Calvin în sufletul și în stările noastre de pretutindeni și... Bine ai venit! Cine? A venit soțul tău? Da. Mă. Bună seara, bună seara. Bună seara, tocmai încercam și noi o mică... Da. Este mică din cea, pe surse acum, din ce am aflat, da, că în viitorul sezon... N-o să mai fiu. Nu, o să fii... O să fii dublura lui Miron Cosma. Pă, nu? Da, a fost o idee regizorală acest... Splendide! Cum ți se pare? Abia aștept să mă tund. Vreau să mă dau mare cu așa doamne superbe. Sunt colegele noastre de la Trăznici și de la... De la Prima TV, da. Ce... Mă, nu știu cum se cheamă, e o emisiune din aia care ar trebui să fie în prime time, de duminica la o oră, când e toată lumea la biserică, nici eu nu mai știu cum se cheamă, de ce o... Stai că știu, fata de la țară. Care caută fermierul, care n-are nevastă. Mă îmbrac eu în cioban. Dar fii atent, acum cunoaște, visează și iubește, știi? Nu știu, zi-mi de tine. Cum îmi cheamă, cine sunt, ce fac? Te știe lumea, nebuna de la Trăzniții. Da, așa, psihologa nebună, zic unii, Teo, altfel și mai bine știută de. Și ce să fac? Acum
petrec, de obicei stau acasă, acum mai ales că s-a terminat sezonul și mai din când în când la trăzniții, cam asta. La cronică se uită. Măi, eu cineva? Pe tine te văd atât de des, încât e ca și cum te-aș vedea la cronică. Adică... Păi aia e, că locuim împreună. Da, da, da. Iată-l pe Gogoașă. Umflat ca o gogoașă. La mulți ani, ce faci? Ce umflat, că mai slăbit, am mai dat. Da, bă, da, bune, da, hai mai dai zile, tăi, dracu. Băi da, da, aici e gaura de la gogoașă. Zile, zine și nu aici ce faci, cum sunteți fericiți? Cum, ce... Super fericiți, îți dai seama, după 9 ani, după 18 sezoane, să ajungem în sfârșit la episodul 1000 și ăsta e numai începutul, deci să nu ne întrebați cum i-am făcut primele 1000. Problema este alta, frate, deci am vorbit acum cu cei din producție. Așa? De la producătorul emisiunii și ne-a scat numărat încă o dată. Da, și nu sunt 1000. Ce problemă. Sunt 996. O chemăm pe aia din Parlament care nu știe să numereze, mai numere o dată. Cum o chemăm și... pe aia, știi? Apar n-am, ce crezi că... Roxana? Marco. Doamnelor și domnilor, având în vedere că vine vara și că trebuie să mergem și noi puțin în vacanță, ideea e că în vară va trebui să rămânem cu picioarele pe pământ, dar de la toamnă trebuie să ne facem cât mai bine treaba, noi și trăzniții. Așadar, vă pupăm, la revedere și... Pa, ne vedem la toamnă. Happy Christmas. Ce? Happy Christmas. E de bine.